Crina este aici astăzi alături de noi. Mulțumesc, Coco, că ai venit. Trebuie să-mi revin puțin. Nu mă așteptam să am reacția asta. Nu cred că cineva se aștepta. Eu sunt foarte fericit că ești alături de noi și cred că este unul dintre puținele motive de mândrie pe care le-am avut și le-am simțit în ultima vreme. Mândrie de a fi român. Și cred că ceea ce faci tu este atât de extraordinar și sper ca toți cei din sală și cei care ne urmăresc să fie alături de tine și să susțină ceea ce faci, pentru că ești unul dintre cei mai ambițioși oameni pe care eu îi cunosc și îți mulțumesc încă o dată că ai acceptat invitația noastră să fii aici și că te-am cunoscut. Și aș vrea să vorbești acum celor care ne privesc și pe internet și în sală despre ambiția ta, pentru că este o sesiune a ambițiilor, a oamenilor ambițioși cu care își doresc să schimbe ceva sau să realizeze ceva. Și tu ești unul dintre oamenii ambițioși pe care îmi face plăcere să-i cunosc. Aș vrea să ne spui, știu că, nu știu dacă știți, Crina are aproape 16 ani, face în paralel și școală și antrenamente, și aș vrea să ne vorbești puțin despre pregătirea ta și cum, în primul rând, cum ai prins această pasiune, cum a apărut pasiunea aceasta? Prima dată când am fost pe munte a fost cu părinții mei la Omul, la 6 ani jumate. Și mi-a plăcut foarte mult de atunci. Bineînțeles că după ce am fost prima dată am tot insistat la tata, hai să mai mergem și în alte locuri și mai sus și să văd cum e și pe alți munți. Și am mers în continuare în România. La 10 ani am fost pe Dente del Gigante, în Alpi, la 4014 metri, văzând prima dată ghețarul, cățărat și efort la altitudine la peste 4000 de metri. Apoi, acum 2 ani, am aflat de circuitul Seven Summit și circuitul Seven Volcano. Am stat puțin, m-am gândit cam în ce constă chestia asta, antrenamente, pregătirea și psihică, pentru că dacă nu știi că poți ajunge acolo și ești sigur pe tine și știi ce trebuie să faci, nu poți ajunge oricât de antrenat ai fi. După ce m-am gândit puțină vreme, am spus că vreau să fac circuitele acestea două, iar părinții mei au fost alături de mine. Când ți-ai dat seama că vrei să fii alpinist? Ai urcat cu părinții tăi la 6 ani, așa am mers și eu cu părinții mei la 6 ani, nu m-a prins microbul, din păcate, mi-aș fi dorit să fiu atât de puternic. Când ți-ai dat seama că vrei să faci asta și ce te-a determinat? Mi-am dat seama că sportul acesta e ce vreau eu să fac în viitor atunci când am ajuns în Alpi și când am văzut cât de mari sunt munții în alte părți și citind, văzând pe internet și de Himalaya, atunci am spus că asta vreau să fac. Ai urcat la 10 ani pe Alpi? Da, am fost cât pe Dente del Gigante. Păi nu făceam antrenamente zilnice cum fac acum, nu făceam ceva pe post de antrenament, ci doar pe post de, nu știu, mod de viață. Mergeam de plăcere cu părinții mei și acum merg și cu surioara mea în România. Ce presupunea antrenamentul tău de zi cu zi? Cum te antrenezi tu pentru astfel de... Avem antrenamente zilnice, mă antrenez cu tatăl meu și cu sora mea la cățărat, pentru că ei îi place mai mult chestia asta. Am alergat mountain bike, not, cățărat la panou și la stâncă și, nu știu, în weekend-uri, ture de 8, 9, 10 ore. Sună frumos, cred că facem și în București asta noi, însă... Nu e ceva foarte ușor. Cât timp îți ia să urci până pe vârful unei munte și care sunt cele mai mari provocări pe care le întâlnești atunci când urci? Și ce ai întâlnit tu, dacă ne poți povesti o întâmplare din experiența ta? Cât îți ia până pe vârf diferă de munte. Deci
la un vârf de până în 6.000 de metri, să zic că fiind aclimatizat, adică organismul fiind obișnuit să facă efort la altitudine, ia cam în jur de o săptămână, la cei până în 7.000 de metri, cam două săptămâni și ceva, iar cei de 8.000 de metri, peste 1.000 de metri, 2 luni. Timp în care e soare, e frumos, nu? Timp în care... Care sunt cele mai mari pericole când urci pe un munte de, nu știu, 4.000, acum deja m-am obișnuit? Pericolele nu pot să spui că sunt, pentru că dacă expediția este organizată foarte bine și știi locurile de acolo, de fapt ai vorbit cu alți oameni sau ai citit, nu sunt pericole. Să zic, ce ar fi mai neplăcut ar fi să se schimbe vremea, să trebuiască să mai stai acolo mai mult decât ai în plan, dar totdeauna avem zile în plus ca să acoperim și zilele de vreme proastă. A fost un moment în care ai zis că te-ai gândit să renunți? Vreodată? Nu a fost niciun moment în care am spus că nu mai vreau, că nu mai vreau să merg pe munte niciodată, cum mai sunt și alții care spun, dar a fost un moment pe Cioiu, când n-am mai putut urca, dar asta s-a întâmplat... Ce s-a întâmplat? N-am fost aclimatizată destul de bine și am ajuns la 6.700 de metri neaclimatizată și apoi am coborât, am mai încercat odată, am făcut tot posibilul, dar deși îmi doream foarte mult să ajung sus, m-am gândit la binele meu, pentru că se întâmplă ceva cu organismul tău, bănuiesc, nu? Asta înseamnă că te aclimatizezi, trebuie să ai organismul pregătit și, practic, organismul nu răspunde la... Deci, ce se întâmplă exact? Ce te dădea înapoi? Nu mai... Pe mine m-a durut capul foarte tare și nu puteam să mai urc, pur și simplu. Neaclimatizarea se manifestă diferit la fiecare persoană. Am văzut și alții care pur și simplu nu pot să respire, care au pur și simplu nu pot să se ridice de jos. Deci e... Ca în București. E o chestie foarte... Nu, e o chestie foarte importantă să fii aclimatizat, să poți să te porți la 4.000-5.000 de metri cum te porți aici. Am înțeles că dacă vei ajunge în Antarctica și sper să ajungi și sper să găsești resursele necesare și să ajungi acolo, vei fi prima femeie alpinist care va fi urcat pe cei mai înalți vulcani. Da, Mount Sidley este cel mai înalt vulcan din Antarctica, 4.000, în jur de 4.800 de metri, nu mai știu exact. Este al 7-lea vulcan pentru mine din circuitul Seven Volcano și ultimul. Și da, aș fi prima alpinistă din lume care termină Seven Volcanoes. De ce n-au încercat și alte femei? Nu sunt multe femei în alpinism? Nu e vorba de numărul femeilor din alpinism, dar nu s-a mai făcut înainte o expediție sportivă pe Mount Sidley decât de cercetare. Când spui sportivă, ești cronometrată, ți se măsoară anumite performanțe, ai niște timing-uri, ai niște obiective de atins? Nu este vorba de timp, este vorba să ajungi sus și să fii în stare să și cobori în siguranță, ceea ce tu hotărăști, nu are cum să hotărească altcineva pentru tine. Ce urmează după Seven Summits? Ce îți propui să faci? Să atingi? Nu m-am gândit ceva ce să fac după Seven Summits. Seven Volcano. Ai zis că e ultimul, nu? E ultimul din ar... Seven Volcano, din cel mai înalt vulcan, este ultimul Mount Sidley, dar vârful din Antarctica, Mount Vinson, celălalt, este al 6-lea din Seven Summit și rămâne Everestul pe aprilie-mai 2011. A, deja l-ai în plan. Da. Eu îți mulțumesc pentru răspunsul și pentru prezență încă o dată. Aș vrea să profităm de prezența lui Coco alături de noi și să-i adresăm câteva întrebări sau vorbe bune, așa că am să iau și din partea voastră o întrebare, două acum. Ok. De câți bani mai e nevoie?
plăcere. Mă gândesc, curajul de care dai dovadă te-a transformat într-o femeie, deși oficial nu ești. Vreau să te întreb, când strângi acești bani, pentru că mie mi s-a întâmplat, mi s-a spus, ești femeie, nu te putem sponsoriza. Te-ai întâlnit cu astfel de situații să nu aibă încredere, mă refer la oamenii din România, în tine, pentru că ești fată, femeie și faci lucruri care n-ar fi potrivite unei fete, unei femei? Nu, mi s-a spus niciodată că nu este potrivit pentru mine ceea ce fac și cred că cei care m-au ajutat și care au fost alături de mine au foarte mare încredere că o să reușesc. Mulțumesc! Bună și felicitări pentru tot ceea ce faci. Suntem printre oamenii de aici, oameni care au încercat să strângă bani pentru anumite cauze. Deci cam știm despre ce vorbim. Spune-ne, în primul rând, fix pentru ce ai nevoie de acești bani, că poate nu înțelegem exact, de ce sumă mai ai nevoie și, în afară de simplu fapt că mulți dintre noi, sper, vom dona o anumită sumă de bani, cum am putea să te ajutăm? Ok, promovare, ok, o să scriem pe bloguri, o să donăm ceva, dar ceva mai consistent, ce am putea face? Eu mai am nevoie de... am strâns 41.000 de euro din suma totală de 70.000. Mai am nevoie acum de cei 29.000 pentru ultima parte de plată și asigurări medicale, transportul până în America de Sud și altele de genul ăsta. Bun. Timpul este foarte scurt până la, expediție, până la misiunea ei, să spun așa. E important acum să se audă cât mai mult, să se propage cât mai mult mesajul lui Coco, să audă cât mai mulți oameni și, în general, oameni care pot contribui. Evident că fiecare contribuție își are valoarea sa, dar fiind timpul scurt, e clar, era până astăzi deadline-ul. Dar se va prelungi, bănuiesc. Simona? Cred că da. A fost un deadline până săptămâna trecută, s-a prelungit până astăzi. Deci pe celmaisus.ro aflați toate detaliile despre expediția în care Coco va fi implicată. Dacă vreți să mai întrebați ceva. Ce va urma după? Urmează Everestul și după Everest... După Everest, facultate. Nu știu, nu m-am gândit. Da, și facultate, dar nu am un scop anume. Totuși o să merg în continuare pe munte pentru că asta îmi place să fac. Deci, pentru mine... Problema e când se vor termina munții, ce va face. Că totuși are aproape 16 ani, a făcut 6 vulcani din 7 și îl face pe al 7-lea. Acum 6 munți din 7 summituri. O să meargă munții Măcinului, ce mai avem și noi pe aici, probabil. Sau îi vei lua din nou de la capăt și îți vei depăși recordurile personale. Coco va mai fi alături de noi. Mulțumesc mult încă o dată. Mulțumesc.